Bună ziua! Bine ați venit la o poveste pentru copii, pentru școlarii mici, din clasa 0 și din clasa 1. Povestea mea de astăzi se numește Palatul Poveștilor Frumoase. Vă rog întâi să vă abonați și după ce apăsați clopoțelul, eu am să încep să vă citesc povestea. A, ce păcat că vacanța e pe sfârșit. Și cât o mai așteptaseră copiii. Dacă anii trecuți parcul era plin de copii și gălăgia se auzea de dimineață până seara, în ultima vreme a fost aproape pustiu. Deși la începutul vacanței parcul mai dădea semne de viață, acum are un aer trist. Numai părinții cu copii mici sau bătrânii mai ies la plimbare, bucurându-se de frumusețea naturii și de aerul curat. Codrin, care locuiește aproape de intrarea în parc, îi vede zi de zi. Și îi pare rău că nu-și vede prietenii afară. Îi pare rău că nu vede și alți copii de vârsta lui. Dar copiii au dispărut. Ai zice că se joacă cu toții de-a vați ascunsele și nu-i găsește nimeni. Dar nu! Copiii au acum alte preocupări. Nu au timp să iasă afară. De ce? Pentru că la începutul vacanței s-a lansat un nou canal de televiziune pentru copii, ASN TV, adică acum sau niciodată TV. La orice oră e ceva atrăgător. Ceea ce e ieșit din comun e că nicio emisiune și niciun film nu se dau în reluare. Și câți copii ar vrea să piardă șansa de a vedea ceva extraordinar? În aceeași perioadă au apărut pe calculator, dintr-o generație nouă, mult mai palpitante jocuri decât cele vechi. Codrin nu stă mult în fața calculatorului sau a televizorului. Preferă să se joace cu surorile sale, Nectaria și Justina. Lor, noile emisiuni pentru copii și noile jocuri pe calculator nu le-au confiscat vacanța, dar celorlalți. De câteva zile, Nectaria și Justina sunt la munte într-o tabără cu colegii lor. Fiind mai mare, Codrin nu a vrut să meargă cu ele. Acum a ieșit la plimbare cu Haiduc, un câine mic, dar foarte jucăuș. E cadoul pe care l-a primit de ziua lui. Cei doi au alergat, s-au jucat cu mingea, iar au alergat până ce s-a făcut seară. Obosit, Codrin i-a pus câinelui Lesa și s-a așezat pe o bancă, vrând să se odihnească puțin înainte de a face o ultimă întrecere. Dar Haiduc nu pare obosit deloc. Îl tot trage cu putere de lesă. Vrea să meargă undeva. Dar unde vrea să meargă? Codrin se ridică și merge după câine. Numai că afară s-a făcut brusc, foarte întuneric și Codrin s-a rătăcit. Deși știe parcul de atâția ani, deși până acum nu s-a mai rătăcit niciodată, deodată câinele începe să latre. Codrin vede în fața lui o clădire mare și veche, ca un palat aproape ruinat. Unele geamuri sunt sparte, unii pereți sunt crăpați și prin ei se pot vedea camere lungi, aproape goale. Undeva, în partea din spate, pare să se vadă mai bine. Acolo e lumină, se aude și o muzică plăcută,
dar în partea din fața palatului e pustiu. Sau așa se pare. Câinele vrea să intre în palat, dar Codrin se teme. De unde e palatul ăsta aici? Cum de nu l-am văzut până acum? Chiar dacă parcul e mare, eu am fost peste tot, dar nu am mai văzut clădirea asta. Parcă e din alte vremuri. Ce ciudată e! Speriat, Codrin vrea să o ia la fugă, dar aude un scârțâit prelung și vede ușa palatului deschizându-se încet. Ce faci aici, băiete? Ce te aduce pe la noi? O bătrână în haine ponosite, cu o voce obosită, apare în pragul ușii. Bună ziua, adică bună seara. M-am rătăcit. Îmi puteți spune cum să ajung acasă? Și cine sunteți dumneavoastră? Unde mă aflu? Întrebă băiatul. Unde te afli? Nu se vede. Spuneți-mi, vă rog, spuneți-mi că nu știu unde sunt. Nu am mai fost aici. Aici e... Și bătrâna începe să plângă. Și plânge și plânge și lui Codrin îi se face milă de ea. Ce e aici? Ce e cu ruinele acestea? O întrebă băiețelul din nou. Aici a fost palatul poveștilor frumoase. Palatul poveștilor? Da, palatul poveștilor frumoase. Eu sunt prințesa florilor. Sau am fost prințesa florilor cu vreme în urmă. Acum, parcă nici eu nu știu cine mai sunt. Și ce s-a întâmplat? Multe dintre povești s-au îmbolnăvit și au început să moară. Cum să se îmbolnăvească poveștile? Uite așa, din cauza tristeții. S-au ofilit ca niște flori pe care nu le mai admiră nimeni. Eu am citit că florile pot fi influențate de starea oamenilor, dar poveștile sunt tot un fel de flori, de care trebuie să ai grijă, să le uzi din când în când. Astfel se usucă și mor. Unele au și murit, altele sunt pe moarte. Dar ce boală au? Cine le-a făcut rău? Nu știi? Ia gândește-te. Nu, nu știu. Apa cu care trebuie udate poveștile e bucuria copiilor. Dar în ultima vreme copiii nu prea mai au timp pentru povești frumoase. De fapt, ei știu doar câteva povești, pe cele mai cunoscute și atât. De celelalte nici măcar nu au habar. Acum, ei stau toată ziua în fața televizorului sau în fața calculatorului. Da, asta am văzut și eu. Copiii nu prea mai ies nici în parc la joacă. În timp ce poveștile frumoase suferă. Acum copiii iubesc mai ales poveștile noi, în care e multă violență, multă răutate. Iar din poveștile vechi le plac mai ales cele cu vrăjitoare și cele cu monștri, cele în care biruie răul. Poveștile cu monștri stau tot aici în palat, în camerele din spate? Nu. Ele stau în palatul întunecat, care e departe de aici. Să știi că poveștile sunt de două feluri. Povești care înseninează inima și povești care o îmbătrânesc. Poveștile care o îmbătrânesc, cele din palatul întunecat, locuiesc departe de noi. Mie îmi pare rău că mulți copii le preferă pe ele și nu țin seama de poveștile frumoase, din care au rămas doar câteva, retrase în camerele din spate ale acestui palat. Cred că sunt foarte puține, nu? Ce copil vrea să citească astăzi despre iubire, despre prietenie, despre curaj, despre răbdare?
Sau ce copil mai vrea să audă povești din care să învețe ce înseamnă virtutea? Puțini. Iar părinții nu prea mai dăruiesc din timpul lor copiilor, parcă nu prea mai au timp să se joace cu ei, să se bucure cu ei. Da, toți părinții sunt ocupați, și ai mei, și toți. Sunt ocupați, dar trebuie să-și facă timp și pentru copii. Altfel, aceștia cresc cum nu trebuie și peste ani și ani părinții vor regreta că nu s-au ocupat mai serios de educația lor. Dar va fi mult prea târziu. Iată de ce poveștile frumoase se îmbolnăvesc. Palatul se ruinează. În timp ce copiilor de azi li se fură copilăria. Cea mai frumoasă, cea mai sensibilă perioadă a vieții vă este răpită. Nu mai aveți timp să fiți copii. Chiar și desenele animate pe care le vedeți, de multe ori sunt copiate parcă după filmele oamenilor mari, cu multă violență. Și după ce le vezi, te simți obosit. Tu știi povestea cu oamenii mari, cărora le îmbrătâneau doar ochii? Nu, nu o știu. E o poveste cu oamenii dintr-o țară în care mureau doar cei cărora le îmbătrâneau ochii. Cei care aveau sufletele curate și ochii curați trăiau fără să îmbătrânească. Poate o vei citi vreodată, dar altceva vreau să-ți spun acum. Că ochii copiilor de astăzi sunt schimbați, că multe din filmele pe care le văd, multe din emisiunile pe care le văd și jocurile pe calculator le fură copilăria, le fură inima din ochi, le fură lumina din ochi, le fură seninătatea. Ochii lor îmbătrânesc și asta se întâmplă în realitate, nu în vreo poveste. Eu am văzut însă oameni bătrâni cu ochii foarte senini, parcă te odihnești uitându-te în ochii lor. Chiar și tu poți înțelege cum stau lucrurile. Cred că înainte palatul acesta a fost foarte frumos, nu-i așa? Da, a fost. Un palat de vis plin de viață. Dar vezi și tu ce a ajuns. Și era un palat care creștea de fiecare dată când cineva scria o poveste frumoasă. I se mai adăuga o cameră la fiecare poveste nouă. Eu ce aș putea face pentru el? Ce aș putea face să ajut poveștile? Ai putea să le spui prietenilor tăi povești frumoase și să le spui astfel încât să le meargă la inimă. Încet, încet, fiecare poveste frumoasă va reveni la viață și palatul va fi la fel ca înainte. Mă gândesc să-l rog pe tatăl meu, care este scriitor, să scrie și povești. Îmi doresc nu doar să spun poveștile vechi, ci să ajut palatul să crească. Da, mi-aș dori ca tatăl meu să scrie și el povești frumoase. Povești care să ajungă la inimile oamenilor. Da, o să-l rog pe tatăl meu să scrie povești și pentru copii și pentru oamenii mari. Povești care să le aducă aminte părinților de frumusețea copilăriei. Părinții se gândesc acum doar ce să le cumpere copiilor, spuse prințesa florilor. Dar comoara copilăriei nu se poate cumpăra. Oamenii ar trebui să înțeleagă că bucuria, seninătatea, lumina din ochi, iubirea adevărată sunt comori care nu pot fi cumpărate. Lătratul câinelui se aude din ce în ce mai tare. Codrin deschide ochii. E în parc pe o bancă. A țipise. Își mângâie câinele spunându-i îngândurat. Și totuși eu am fost singurul copil din parc astăzi. Ceilalți au stat la casele lor. Da, televizorul și jocurile pe calculator le fură viețile. Le fură copilăria. Nu e bine. Oare lucrurile s-ar putea schimba?
Când a ajuns acasă, Codrin l-a rugat pe tatăl lui să scrie povești, povești pentru copii mari și mici. Că și părinții, până la urmă, sunt tot un fel de copii. Au și ei nevoie de iubire, de atenție, de înțelegere și de bucurie. După ce Codrin i-a povestit tatălui său visul pe care l-a avusese în parc, visul despre Palatul Poveștilor Frumoase, acesta a început să scrie povești. Prima dintre ele, deschide tu ușa. Prima dintre ele, du-te și deschide ușa. La revedere!